Nița a fost la post în startul meciului la șutul lui Cagiran. Steaua a fost periculoasă prin Momcilovic, care a deviat șutul lui Adi Popa. Golgheterul turcilor în Europa, Raul Rusescu, l-a pus la încercare pe Niță din lovitură liberă. În minutul 30, turcii au deschis scorul prin Niaie, găsit liber în careu. Nița a respins șutul periculos al lui Regatin, iar la pauză scorul a fost 0-1. În minutul 60, Boldrin a tras periculos din lovitură liberă. Portarul turcilor a respins în față, iar De Amorim a reluat peste poartă. Presiunea Stelei a dat roade în minutul 68, când sârbul Momcilovic a egalat după un nou șut bun al lui Boldrin, respins nefericit de portarul turcilor. În minutul 86, tot brazilianul venit de la Astra a centrat perfect pentru lovitura decisivă de cap a lui Tamaș, sub ochii selecționerului Christophe Daum, iar Steaua s-a impus cu 2-1. Steaua joacă meciul decisiv pentru calificarea în primăvara europeană la Villarreal pe 8 decembrie.